Record de candidați la una din specializările Universității Babeș-Bolyai. 26 de tineri au luptat pentru un loc la specializarea media digitală din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. Foarte căutate au fost și specializările Contabilitate și Informatică de Gestiune, unde concurența a fost de aproape 11 tineri pe un loc, dar și specializarea Informatică Economică, unde au concurat peste 10 persoane pe un loc. În ultimii ani, tinerii visează cariere unde munca le este răsplătită cu salarii mari, așa că cele mai căutate specializări sunt cele din domeniile economic și IT, spun reprezentanții Universității Babeș-Bolyai. Principalul motiv este posibilitatea de a se angaja după ce termină facultatea. Știm cu toții materiile foarte aplicate, specializările foarte aplicate de la facultățile de matematică, informatică și științe economice, gestiunea afacerilor. Le oferă studenților o bază de plecare foarte bună în momentul în care încearcă să se angajeze. De altfel, nu doar la aceste facultăți, ci la toate facultățile din UBB apar permanent specializări care sunt cerute de piața muncii, unele dintre ele fiind organizate și derulate în parteneriat cu mediul de afaceri, care apoi ajută la integrarea studenților în piața muncii. Alte specializări căutate de noile generații de tineri sunt cele care au în spate susținere financiară a unor companii puternice. Spre exemplu, cea mai puternică specializare în acest sens e o specializare de informatică aplicată, sisteme informatice aplicate, specializare care este introdusă din acest an la nivel master la Facultatea de Matematică și Informatică în limbele engleză și germană, specializare care e derulată cu firme din domeniu, din Cluj-Napoca și nu numai, firme care au un cuvânt de spus în stabilirea programei de studiu, care aduc traineri pentru studenți, traineri care completează programa predată de profesorii din UBB, care oferă spațiu pentru practică, internship și posibilitate de angajare pentru studenți. Chiar dacă nu sunt poziționate în top 3 preferințe ale viitorilor studenți, și alte specializări ale UBB care au legătură cu industria IT și cu finanțele au fost la mare căutare. De pildă, la informatică au candidat 8,14 tineri pentru un singur loc. La administrarea afacerilor a fost concurență de 7,52 candidați pe loc, iar la management au concurat 6,66 candidați per loc. La admiterea din acest an, la specializările Universității Babeș-Bolyai, nivel licență și master, s-au înscris 19.000 de candidați.